Bună la toată lumea, dragii mei, dragile mele, ce faceți voi? Sper că ați fost bine și sunteți bine în acest weekend. Astăzi este duminică, mâine este începutul săptămânii, timpul trece repede. Cu această ocazie eu vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din lume. Aici s-a făcut un pic rece, da? Mă rog la bunul Dumnezeu să aveți parte de tot ce vă doriți dumneavoastră, să vi se îndeplinească toate dorințele, atât dumneavoastră cât și mie. Și vă pup și vă îmbrățișez pentru faptul că vă abonați la canalul meu și vă place ceea ce fac eu. Am intrat astăzi, așa rapid, să vă fac o etalare în trei variante pe farfuria cafeluțe cu zaț, da? Să vedem ce vă așteaptă în săptămâna care urmează, da? Deci, mâine fiind data de 14, da? Luni, să vedem toată săptămâna ce se întâmplă, ce energie aveți voi. Dar, în general, să vedem ce ne spune nouă zațul de cafea. Așa că vă alegeți voi cât timp am vorbit eu, prima, a doua, a treia variantă, da? Nu uitați că este o lectură generală, o facem așa doar ca voi să vă simțiți bine acolo unde sunteți, cei care mă urmăriți, să vă mai încânt sufletele cu ceea ce fac eu. Bineînțeles că pe viitor vreau să vă pregătesc unele ritualuri mai speciale de sporul banului, bineînțeles de dragoste și așa mai departe. Haideți să începem să facem pentru prima variantă, să vedem ce spune zațul de cafea, da? Pentru voi toți cei din prima variantă care vă alegeți aici pe farfurioară, ce ne spune, ce ne indică, da? Pentru toți cei din prima variantă. Să vedem, dragii mei, dragii mele, ce se întâmplă cu voi, bineînțeles, în săptămâna asta care vine, da? Haideți să vedem. Să vedem. În primul și în primul rând, aici aveți două persoane care sunteți spate în spate, poate că sunteți certați cu partenerul de viață, încă nu vă împăcați, da? Mai țineți supărarea, deci aici mi-apare două păsărele spate în spate, două păsărele care nu mai vorbesc. Deci sunteți supărați din cauza unor probleme, unor discuții, unor lucruri care voi ca și femeie nu vreți să acceptați. Încă mai rămâne această supărare și săptămâna care urmează, da? Aici, în schimb, vedeți, este o față care are mâna ridicată în sus. Vă veți îmbrățișa, veți fi foarte fericiți, veți vărsa lacrimi de fericire că vă veți întâlni cu cineva de la un drum lung. Poate să fie soțul dumneavoastră, poate să fie un copil, poate să fie o prietenă bună, mama, tata, este o persoană care n-ați mai văzut-o de mult timp și vă arată că vă revedeți, da? Și sunteți foarte fericiți. Această persoană a avut necazuri, a avut probleme, a avut greutăți și din cauza asta n-a putut să vină la voi, da? Această persoană are în capul ei o inițială de U și mai are un L și un I. Dacă sunteți cu aceste litere, da? Vă veți... se potrivește aici ce vă spun eu, că vă întâlniți cu cineva de la un drum lung. Vă apare foarte multe blocaje pentru unii dintre voi cu semne multe de întrebare. Ce înseamnă asta? Voi aveți semne de întrebare în legătură cu cineva de la un drum sau cineva care vă dă întâlnire sau sentimental. Foarte multe semne de întrebare pentru că această persoană vă dezamăgi de multe ori. Pe aceste blocaje mie mi-apare o inițială de M, mi-apare un G, mai mi-apare de asemenea un I foarte mare, un A. Deci persoane cu aceste inițiale, dacă ați fost sau sunteți dezamăgită de o altă persoană, încercați să nu vă mai agățați de niște sentimente care nu și-au sensul, pentru că această persoană, așa este caracterul, așa este ea, nu se poate schimba. Poate că vi-a promis că vă întâlniți și nu v-ați întâlnit, poate că vă promite că se schimbă și nu se poate schimba, da? Vă promite multe lucruri și nu se poate ține de promisiune, ca să ne înțelegem. Aici este un chip de un cățel urât. Voi aveți un dușman, un dușman cu inițiala de G, de asemenea mai poate să fie o persoană cu inițiala de T, da? Vărsați lacrimi din cauza acestei persoane, este un bărbat care este cu dușmănie, poate că este soțul vostru, vă înțelegeți aiurea cu el, partenerul de viață, tata, este un om autoritar, un om rău, da?
un om, cum să vă zic eu, care vă supără, vă deranjează, da? Aveți foarte multe necazuri, cei din prima variantă încă planează asupra voastră aceste necazuri, aveți probleme și cu sănătatea, din câte pot să văd eu aici, probleme cu îndeplinirea dorințelor, foarte multe blocaje, aveți o pierdere de bani, nu stă banii la voi, cum vin așa pleacă, în trei puncte există pentru unii dintre voi, mai ales pentru cei cu inițiala de B, cu inițiala de R și A, o rezolvare într-o anumită situație, să zicem așa. Poate sperați să se rezolve ceva vis-a-vis de un loc de muncă, vis-a-vis de ceva examene, se vor rezolva aceste lucruri. Dar la casă, unii dintre voi aveți singurătatea pe masă, da? Dacă îl ținem așa, ia uitați-vă ce chip de femeie urâtă, da? Are coc, are ochii machiată, da? Aceasta este o femeie trădătoare. O vedeți foarte bine acolo în acea negreală. Este o femeie cu nasul ascuțit, vedeți, are și breton și poartă coc până sus. Această femeie este femeia care v-a furat bărbatul sau amanta, să zicem așa, veți descoperi sau deja știți, este o femeie cu care are o inimă în ochiul ei, ia uitați-vă, în loc de ochi are inimă, da, se poate vedea foarte clar și se vede un șapte întors, deci avea furat norocul, avea furat inima, avea furat dragostea și această persoană are inițiala de P și se mai poate vedea un C, deci P și cu C, da? Sunteți mulți dintre voi supărați, supărate, vărsați lacrimi de supărare, da, vă cade, bineînțeles, la unii dintre voi vă cade un trifoi, o rezolvare într-o anumită situație, vă cade și o potcoavă, vă mai iese, bineînțeles, foarte multe încălcituri, foarte multă confuzie. Uitați și aici, dacă puteți să vedeți, aveți un chip urât la casa voastră, uitați-l ce urât se vede ochii, da, se poate vedea ochii, unde sunt certuri, scandaluri în casă, bineînțeles, este o energie negativă, se poate vedea sus aici o femeie care a trimis această energie de un punct, da? De un an de zile ea a trimis această energie cu acei ochi, uitați, se ved ochii și formele alea urâte, deci a făcut ceva lucruri necurate la casa voastră ca voi să nu fiți bine, da? Unii dintre voi aveți sporul banului luat, alții aveți necazuri, probleme, planează asupra voastră un necaz foarte mare în casa voastră, în familia voastră, dar sunt și cu rezolvări de situații. Eu voi face ceva mai special decât am făcut până acum. Vă voi pune degetul, da, degetul mare aici în mijloc și voi puneți-vă o dorință. Să vedem dorința dacă vi se îndeplinește. În primul rând ne vom uita pe deget, da? Pe deget, pe deget, mie îmi apare aici o inițială de C. Ia uitați-vă, C-ul mare, da? Dacă sunteți persoane cu inițiala de C, veți scăpa de un necaz, de o problemă. Iar aici, ce s-a format, unde eu am pus, da, acolo s-a format și un copil mic. Dacă vă uitați, este un embrion. Se poate întâmpla faptul că dacă doriți să rămâneți însărcinată, veți rămâne. Se mai poate forma un soare care râde, un ochi, un cap de extraterestru mic, da? Niște chestii foarte ciudate, dar se mai poate interpreta și un căluț de mare care poate să însemne că vă cade cu noroc, cu rezolvare, cu reușit, da? Deci de asta vă spun, asta a fost pentru prima variantă. Vom încerca să facem și pentru voi cei din a doua variantă, cănița, da? Vom face și pentru voi, să vedem și pentru voi, bineînțeles, ce iese. Nu cănița, farfuria, mă scuzați, eram obișnuită cu cănița, astăzi facem doar pe farfurioară, să vedem energiile farfuriei, ce vă spune, da? Pentru voi toți cei din a doua variantă. Haideți să încercăm să facem și pentru voi a doua variantă. Să vedem ce se întâmplă, a rămas un pic de jaț acolo și pentru voi din a doua variantă. Să vedem pentru voi, pentru voi cei care sunteți în a doua variantă, ce vă spune în următoarea săptămână. Aici aveți ca în formă de bra, deci voi veți avea un noroc foarte mare în următoarea săptămână care vine. Da? Aveți și o bufniță, vă arăt imediat, uitați aici ochii, da? Este o bufniță. Aveți pe cineva care vă vrea rău, bineînțeles, cu acea bufniță. Aveți o veveriță, bineînțeles, veverița este aducătoare de noroc, de prosperitate.
poate de fericire, veți avea noroc, persoanele care sunteți cu C, cu F, cu A, veți avea un mare noroc. Aveți și un porc ușor, atenție mărită la o boală, la o răceală, da, ca nu cumva să faceți o anumită alergie sau să vă intoxicați cu ceva mâncare. Aveți o potcoavă, se poate vedea potcoava, veți avea noroc de bani, de reușite, aveți bineînțeles și peștișori în apă, aia înseamnă noroc, bineînțeles că aveți și o cruce pe alb, uitați-vă ce frumos se vede crucea, da, crucea pe alb, care bineînțeles înseamnă că scăpați de un ecaz, de o problemă, vă vindecați, poate să înseamnă o vindecare în anumite situații, o dezlegare, o credință, o protecție, da, asta poate să însemne. Haideți să ne mai uităm, aici este, bineînțeles, o biserică, uitați-o ce frumos se arată această biserică, da, mulți care mergeți la biserică, se vede crucea, uitați ce frumos se poate vedea, persoane care aveți probleme de sănătate, care aveți probleme cu farmece, care cineva v-a mințit, probabil ați apelat undeva și ați fost mințiți, pentru că aici, sus deasupra bisericii, dacă vedeți foarte clar, se vede un nas lung, da, v-a păcălit o persoană care v-a luat o grămadă de bani, poate 6.000 de euro, 600 de euro, ce știu eu, unde ați apelat, dragii mei, dragii mele, și v-a păcălit că vă rezolvă niște probleme care voi vi le-a creat cineva cu inițiala de T. Aceste probleme încă planează asupra capului vostru, ați mers la biserică, veți merge la biserică, eu văd că biserica vă ajută în multe situații legate de dragoste, aveți ceva probleme, ați vrut sau vreți să întoarceți pe cineva în viața voastră și ați apelat la persoane greșite, iar aceste persoane vi-au luat bani. Banii, bineînțeles, și v-au păcălit, da? Acel bărbat care voi îl vreți este luat de o altă femeie și atenă spre blondă, din câte se vede. Acea femeie are frică de dumneavoastră pentru că este un iepure aici. Ia, vedeți iepurele, vedeți? Este frică. Pentru alte persoane cu inițiala de L, dragoste, primiți vești de iubire, sentimente, rezolvați unele situații, uitați păsărele, foarte multe animale care vă iese vouă, drumuri care vi se va rezolva niște probleme, da? Stai să întoarcem farfuria și așa să vedem așa ce se formează. Aveți un munte de urcat, greutățile vieții pentru unii dintre voi, mai ales persoane care sunteți cu inițiala de C și L, aveți greutăți, aici aveți un brăduleț frumos, da, vi se va îndeplini ceva dorințe cu acest minunat brăduleț care are și o lumânare în vârf, da, aveți o verghetă ruptă, deci asta înseamnă că se rupe ceva, o relație se rupe, o căsnicie se rupe, aveți un cârlig, aveți aici un, ca și cum ar fi pentru Crăciun, da, acea căciuliță, primiți cadouri, mulți dintre voi primiți cadouri cu bucurie, vă iese foarte bine cana, bine, acum cana, farfurioara, mă scuzați, în contextul ei este frumoasă, uitați inimioare, dragoste, început de dragoste, da, aveți și unele persoane răuvoitoare, puneți-vă, dragii mei, dragii mele, o dorință, hai să vedem și dorința voastră, ce se îndeplinește, da, hai să vedem, eu mă uit așa. Aici s-a format foarte frumos, ia uitați, vedeți, s-a format o protecție, s-a format o inițială foarte mare de A, cu bucurie, da, dorința se va îndeplini în 3 puncte, se va îndeplini dorința în 3 puncte și aia înseamnă 2 zile, 3 zile maxim, se va îndeplini dorința care dumneavoastră o doriți. Vom face acum și pentru voi cei din a treia variantă, dragii mei, dragile mele. Sper din suflet să fiți bine, eu zațul îl șterg, nu-l pun înapoi în cană, să știți, îl șterg cu hârtie de pe farfurie și las în hârtie, pentru că nu se poate amesteca în cană, ca după aia se combină aici tot felul de chestii și mai iese nimic. Hai să vedem și pentru voi, toți cei din a treia variantă, ultima variantă, ce vă iese și vouă. Să vedem ce vă iese, dragii mei, dragii mei, auleu, aici un pic sunt niște lucruri strani, să vedem un cap de broască urâtă, aveți unii dintre voi încărcături, energii negative, să zicem așa, da? Uite, vărsați lacrimi de supărare, sunteți în prezent, certați cu cineva care v-a bătut, Doamne ferește, să fie soțul, este un bărbat care bate o femeie, da? Deci este clar, aveți persoane rele în jurul vostru, aveți poate pe mama soacră care e rea și se bagă în relație, văd o femeie care se bagă aici, vedeți, își bagă nasul, ca și cum vedeți, dumneavoastră stați cu capul aici, este un capul, stați cu capul și vă rugați, da?
da? Dacă o ținem așa, se arată cum vă rugați. Dar din nefericire aveți foarte multe lucruri negative care le aveți asupra voastră. Este un înger negru, aia înseamnă că aveți pe cineva rău în casă, mai ales dacă sunteți persoane cu inițiala de L, de I, de V, deci persoane care aveți energii foarte mari negative în casa voastră și lucrurile stau, deci este un bărbat aici care stă cu capul în jos, omul ăsta nu gândește din cauza că asupra lui planează niște lucruri negative și încercați să scăpați de această situație, v-ați cam săturat, sincer să fiu, da? Așa mi arată. O persoană cu inițiala de M, o altă persoană cu inițiala de S, în 5 puncte se va schimba o situație din negativă în pozitivă. Ia vedeți că acolo este și un drăgușor care dansează, țonțoroiul în casa voastră, deci este clar că unii dintre voi aveți ceva energii negative, dacă sunteți cu G, aveți mare grijă dacă sunteți însărcinate, femei care aveți sarcina de 4-5 luni să nu pierdeți sarcina, dacă cărați, dacă ridicați, eu văd că ridicați ceva, nu stați locului, ridicați și vi se întâmplă ceva, un șarpe. Aveți o trimisătură de argint viu, de energii negative pentru sănătate, să vă îmbolnăviți. Aici o femeie care plânge, ia uitați fața, în capul ei, vezi niște lucruri. Femei care v-ați pierdut un pic memoria din cauza unor energii de asemenea negative, se mai poate vedea doi ochi, da? Cu o săgeată, așteptați ceva cu stabilitate, dar din nefericire. Foarte multe chipuri urâte mi-apare aici, multă invidie, multă ură, multe certuri, chiar între neamuri vă certați, da? Mai ales persoane cu B, cu V, cu A, aveți un liliac, vești de rău, Doamne ferește, aici aveți un cal, un cap de cal, vedeți? Aici o să vă apară destinul, să știți, un cal care bea apă, da? Un cal care bea apă. Vă spun că există o vrăjitoare care vi-a făcut farmece, să zicem așa, ca apoi să nu aveți destin. Din nefericire, pentru ea, destinul vostru apare, pentru că calul este în fața acestei femerele și el bea apă, ia uitați-l, el e aici, un bărbat brunet bea apă, am pus eu degetul, s-a format o inimioară, da? Deci, chiar dacă cineva e rău cu dumneavoastră, veți întâlni pe altcineva, un alt destin, alt destin mai frumos, vă spun eu, da? Hai să vedem ce vă mai iese dacă ne uităm mai bine acei ochi și acolo planează ochii răi asupra voastră, persoane care vă vrea rău la casă, în familie, o persoană cu inițiala de N care o să stingă un foc, stinge o pasiune, poate că v-ați îndrăgostit de cineva care este greșit și stingeți această pasiune, nu vă mai interesează, da? O pasăre, primiți vești de ceva bani și vă bucurați în 6 puncte, 6 zile, 6 săptămâni, da? Primiți bani, 6 ore, de ce nu? Scăpați de un dușman, un rechin, da? Se mișcă o situație încet, ca un rac, sau dacă sunteți în zodia racului, dar mai degrabă se mișcă o situație încet. Vreți să aveți ceva schimbări, dar se mișcă încet, da? Aici, dacă o ținem așa, este o sfântă, uitați-vă, aici este o sfântă, o statuie și aici sunteți persoane cu inițiala de V, de S, de B, care vă rugați la această sfântă. Aici este un lup care urlă la lună, uitați-l în sus cu botul, da? El urlă, o să vă enervați foarte tare pe cineva și cred că o să faceți un scandal foarte mare pentru dreptul vostru, pentru cineva care își bate joc. Aveți inițiala de M, de A, de L, mai mi-apare un C de asemenea, da? Atenție mărită cu stresul, cu agitația, vă îmbolnăviți, să știți, aveți un taur aici, asta înseamnă boală, da? Și un câine. Hai să vedem și pentru voi ce se întâmplă, o dorință, hai să vedem. Vi se va îndeplini o dorință legată de bani, dacă aveți probleme cu banii, se va întâmpla ceva legat de bani. De partea financiară aici mi-apare un trifoi. De partea financiară și o ciupercă, ia uitați ce frumos, da? Lângă o inimă. Veți primi banii necesari care îi doriți, da? Asta a fost, sper că v-am încântat și de data asta cu o lectură generală, în cazul în care doriți, bineînțeles, lecturi personalizate, dragii mei, dragii mele, căutați-mă pe WhatsApp, nu pot să intru mereu pentru că am foarte mult de lucru, multe ritualuri, multe rugăciuni și casa și copiii și problemele mele care fiecare le avem probleme, da, toți ne confruntăm cu anumite probleme. Eu vă pup și vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare.